Bună, fetelor! În acest video o să vă arăt ce se întâmplă dacă amestecați violetul de gențiana cu mască de păr. Eu vă arăt ceea ce fac eu, nu neapărat ce trebuie să faceți și cum se face. Eu așa fac. Dacă nu vă place și nu vă interesează acest video, vă rog frumos, pur și simplu nu vă uitați. Ce folosesc? Mască de păr, soluție violeta de gențiana, un tricou mai rău, mănuși, o cremă oarecare, dischete de machiante de vată și soluție specială de șters vopseaua de păr de pe piele. Voi încerca să vopsesc părul mamei mele. Aș vrea să iasă un mov, dar vom vedea la sfârșit ce va ieși. Mama are părul închis la culoare și la rădăcină alb. Violetul de gențiana este o soluție cu efect antifuningic și antibacterian, fiind folosită pentru tratarea leziunilor minore. După cum ați văzut, am pus în recipient mască de păr, un puțin apă și câteva picături de violet de gențiana. Of a man I used to know. He never listened to his dad and mother words. He found shelter in a wrong place, friends with a screw face, then killed by their wrong ways. Justice no kind, it's vision blind, forward with the sentence, no judge can. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vă sunt de folos aceste informații, vă rog să-mi lăsați un like și dacă doriți să mă urmăriți pentru că voi mai posta alte videoclipuri despre cosmetică. Acum veți vedea rezultatul final, nu este cel care mi l-am dorit, dar este totuși ceva drăguț. Pa, pa!